Sfântului Duh. Amin. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Iubiți credincioși, în duminica aceasta în care ați văzut în biserică pe analog, apoi la iconostas, Sfânta Cruce împodobită, este duminica pe care Sfinții Părinți au rânduit-o ca la jumătatea postului să ne arate cum arată câte o pădure un luminiș. Mergi prin pădure, mergi prin întuneric și la un moment dat apare un luminiș. E, acest luminiș este Sfânta Cruce. De foarte multă vreme mă gândesc cam cum aș putea să vă explic ce înseamnă Sfânta Cruce. Ca să vorbești de Sfânta Cruce înseamnă să vorbești despre tine, în primul rând. Cunosc foarte multe cuvântări dogmatice despre Sfânta Cruce și ce face ea și ce înseamnă și cum se duce, cum se întoarce. Important însă este să vă spun acum ce mă reprezintă pe mine în Sfânta Cruce. De exemplu, la examenul de capacitate în 1987, știți că m-am născut mai înainte decât mulți dintre dumneavoastră, am avut un subiect la catehetică, Sfânta Cruce. La omiletică am avut tot Sfânta Cruce. Acum, diferența între omiletică și catehetică nu pot să vă descriu în câteva minute. Dar vă spun că sunt lucruri total diferite. Dar a trebuit să fac față. Și n-am simțit atunci că am vorbit despre Sfânta Cruce din mine. Pentru că nici nu puteam să fac lucrul acesta. Acum însă îmi permit, pentru că mi-am promis încă de atunci, să vorbesc despre cum simt eu Sfânta Cruce. Și ca orice dascăl adevărat, ne-am adus și material didactic. Această carte foarte, foarte subțire, care se numește Catavasier, o carte scrisă muzică psaltică, dacă vă uitați pe ea, e un fel de limba arabă. Când am văzut-o prima dată în viața mea, în 1982, când m-am dus la seminar, m-a furnicat o așa emoție și o așa teamă, dar și o așa bucurie în același timp, încât atunci mi-am dat seama cam ce înseamnă Sfânta Cruce. Când o vezi, te bucură sau te întristează? Te emoționează sau îți transmite ceva? Ei bine, pe mine mă intriga această carte prin faptul că nu înțelegeam nimic. Și în același timp mă bucura că am în față o carte pentru care eram sigur că după ani de seminar voi putea să o parcurg. Cam așa se întâmplă cu Sfânta Cruce. O avem în față și, la un moment dat, vorbim despre sensul vieții, sensul creației și așa mai departe, dar Sfânta Cruce este în noi. Este emoția aceea tare și puternică ce ne poate spune că suntem pe drumul cel bun. Iubiți credincioși, Mântuitorul a spus întrebându-ne și întrebându-se ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său. Acesta este pentru mine sensul Sfintei Cruci. Ce puteam eu să dau din mine pentru această carte pe care am considerat-o sufletul meu? Am dat multe ore de nesomn, am dat multe ore din cele pe care le puteam petrece în parc sau cu băieții sau la câte un film, pentru că trebuia să stau duminică de duminică să muchisesc ce înseamnă cu semnele acestea ale muzicii psaltice. Dar știam, mai bine zis, intuiam că la sfârșitul înțelegerii lor se află o bucurie mare. Această bucurie mare, să știți că încă sunt sigur că nu am trăit-o de plin. Nu am trăit-o de plin pentru că mai am cu fiecare parcurgere a fiecărui semn din această carte bucuria de a descoperi că nu știu totul și că mai e foarte mult până departe. Iubiți credincioși, săptămâna aceasta m-a provocat cineva foarte apropiat de-al meu, spunând ce mai pot să mănânc de post, pentru că de post nu pot să mănânc ceva sănătos.
Nu i-am răspuns imediat pentru că mi-am păstrat acest răspuns să vi-l dau dumneavoastră. În momentul în care această provocare îți pică așa greu și de la cine nu te aștepți, intri puțin în panică, dar îți dai seama că adevăratul înțeles aici stă. Și m-am întrebat, bun, dar ce înseamnă sănătos? Ce înseamnă să mănânci sănătos? Ce înseamnă să fii sănătos? Ce înseamnă să fii bolnav? Ce înseamnă să fii în suferință? Și mi-am dat seama că, de fapt, taina Sfintei Cruci, pentru că eram în săptămâna Sfintei Cruci și încă mai procesam cam ce să vă spun în duminica aceasta, m-am gândit că, într-adevăr, totul este relativ. Și am luat-o pe rând. Da bine, nu pot să-i dau un răspuns omului să mănânce cartofi, că dacă el a avut dietă și zice că are prea mulți carbohidrați. Nu pot să-i zici să mănânce numai fasole, pentru că cine știe care este situația, stomacul o fi mai delicat și așa mai departe. Nu pot să zici că să mănânce numai varză, că mai sunt probleme. Până la urmă m-am întrebat eu, pot să recomand cuiva ce să mănânce de post? Nu. Eu, unul personal, nu pot să recomand așa. Decât pot să recomand pentru mine însumi să nu mă las de post. Atât. Dacă cineva vrea să înțeleagă lucrul acesta, începe să înțeleagă, să priceapă care este sensul Sfintei Cruci. Cu toții mergem pe la intersecții și vedem semnul Sfintei Cruci și mergem înainte, mergem la stânga, la dreapta, să ne întoarcem într-o intersecție. Cu toții trecem prin intersecții, dar câți dintre noi putem să facem legătura între intersecția prin care trecem și răscrucea vieții la care ne aflăm? Așa este și postul. Este un prilej de a porni altceva. De a porni altceva nu cu gândul că trebuie să fiu mai sănătos. Vă imaginați că Mântuitorul care a desființat moartea prin învierea sa, n-ar fi putut să ne facă pe noi să nu mai suferim? Bineînțeles. Dar dacă n-a făcut-o, înseamnă că sensul vieții noastre este suferința, fraților. Inclusiv postul acesta de a mânca lucruri, așa zis, nesănătoase, să luăm așa că mâncăm lucruri nesănătoase, dacă vreți, ca să încheiem discuția pe tema aceasta, l-a lăsat Dumnezeu tocmai ca să înțelegem că viața noastră este dincolo de suferință. Să știți că geniul ortodoxiei nu este să ne scape de suferință, ci este să ne învețe să trăim cu suferința. Acum să nu știți, să nu credeți că noi creștini suntem masochiști așa și ne place să suferim. Nu, nu, nu. S-a împărțit darul acesta fachirilor altora care se ocupă, îi mai vezi în săptămâna patimilor că toți se răstignesc și bat cuie în palme și în picioare. Nu, nu e pentru noi asta. Asta zice extreme, a zice extremitățile ortodoxiei. Ortodoxia ne-a învățat că trebuie să le luăm așa cum vin. Și atunci întrebarea, ce să mănânc de post, pentru că nu prea e nimic sănătos de post, pot să spun că de fapt nu așa se pune întrebarea. Și întrebarea este următoarea, ce este sănătatea? Să știți că eu în preumblările mele așa prin diverse case și cu această ocazie vreau să mă și mărturisesc că am mers în multe case în postul acesta, am văzut oameni suferinți, oameni pe patul de moarte, dar foarte fericiți și mulți dintre ei mai fericiți decât cei pe care i-am văzut pe la intersecții, la semafor, în mașini luxoase, dar nerăbdători și nefericiți pentru că ori era roșu și trebuia să fie verde, ori cel din față nu câștiga 2 mm să apropie și el mașina mai de semafor. Și mi-am dat seama că, de fapt, fericirea nu ține nici de mâncatul de post sau de dulce, nici de sănătate și nici de altceva, decât de pregătirea pe care o avem ca să înțelegem sensul vieții noastre. Care poate să fie sensul vieții unui om țintit la pat ani de zile?
Noi care ne mișcăm de colo-colo și respirăm cu proprii plămâni, ne-am întrebat cum și în ce fel am vedea viața dacă n-am putea să mergem așa de unii singuri. Ne-am întrebat vreodată cam câtă aparatură ar fi în spatele unei simple respirații de-a noastre? Sau dacă, Doamne ferește, am uitat să respirăm noaptea când ne ia somnul? Dacă s-ar defecta ceva foarte mic în capul nostru, să știți că am putea ajunge și în situația aceasta. Până acum n-ați știut că respirați involuntar și de acum înainte câteva minute vă veți aduce aminte că trebuie să și respirați. Așa e dat omului. Iubiți credincioși, dacă voi fi în stare ca în următoarele 5 minute să vă transmit câte ceva din emoția pe care o trăiesc, constatând cât de frumoasă este viața, pe care cei de lângă noi o calcă în picioare, înseamnă că aș putea să vă vorbesc despre Sfânta Cruce. Chiar dacă nu o să-mi iasă, eu am să încerc. Și am să vă propun ca de acum înainte să fim mai responsabili cu noi înșiși. Cu noi înșiși ne trebuie să fim responsabili pentru că sunt multe lucruri pe care nu le-am băgat în seamă și le avem. Avem posibilitatea de a ne bucura, dar nu o facem. Avem posibilitatea de a îmbrățișa pe cineva. Gândiți-vă la oamenii care sunt departe unii de alții și nu se pot simți unul pe altul îmbrățișându-se. V-ați gândit vreodată la copiii care sunt departe, pe care chiar dacă i-am vedea prin tehnologia aceasta, Skype-ul și așa mai departe, totuși cum simțim nevoia unei îmbrățișări. Și noi care suntem lângă copiii noștri nu o facem de cele mai multe ori. Sau cu cineva apropiat nouă pe care îl amânăm de colo-colo sau din vreme în vreme îi mai închidem telefonul și așa mai departe. Acestea sunt niște bucurii pe care nu le băgăm în seamă și noi căutăm altceva. Căutăm să ne bage în seamă cei mai mari decât noi. Căutăm să fim bine văzuți de către ceilalți. Și dacă nu suntem atenți, în căutarea aceasta pierdem esențialul acela de a ne îmbrățișa cu cei de lângă noi. Bisericioși, sensul Sfintei Cruci nu este acela de a ne speria, nu este acela de a ne ordona viața astfel încât să ne fie teamă să greșim. Să știți că Dumnezeu vrea de la noi să ne pocăim. Frumos zicea Părintele Arsenie și Tată, știți că raiul este plin de păcătoși pocăiți, după cum și iadul este plin de păcătoși nepocăiți. Poate să zic că lumea de dincolo e plină de păcătoși, numai că unii sunt pocăiți și alții nu s-au pocăit. Nepocăința nu este altceva decât amânarea. Amânăm, cum mai spuneam altădată, bucuria de a avea copilul lângă tine și zice, aoleu, de-abia aștept să meargă singur, după aia de-abia aștept să mănânce singur, după aia de-abia aștept să ducă la școală, să vină de la școală, să se ducă la facultate și așa mai departe, să-și întemeieze o familie și întotdeauna amânăm. Dar astăzi nu suntem în stare să ne bucurăm. Înseamnă că am uitat de Sfânta Cruce. Sfânta Cruce nu este neapărat un altar de jertfă. Sfânta Cruce este un altar de bucurie. În Sfânta Cruce se întâlnesc răspântiile vieții noastre. Noi însă ne bucurăm, să spunem, uite aici o intersecție de drumuri, uite aici o mare răvășeală, eu o iau la dreapta și după ce o iau la dreapta o să mă aștept așa un câmp frumos, liniștit și scap de balamucul ăsta. Nu, Sfânta Cruce vrea să ne bucurăm în mijlocul acestui drum. Pentru că la stânga, la dreapta, înainte sau înapoi, sunt căi. Însă locul de unde se face acest viraj înainte sau la dreapta, sau să mergem înainte sau să ne întoarcem, este momentul actual al vieții noastre. Întotdeauna avem în mijlocul vieții noastre o intersecție de drumuri și de destine. Să ne bucurăm în mijlocul hotărârii de a o lua înainte sau înapoi. Dacă vom înțelege sensul acesta, vom stabili cu siguranță că Sfânta Cruce este momentul bucuriei. Nu este un moment
de întristare sau de aducere aminte. Să știți că primii creștini, atunci când erau în ilegalitate, vorbeau unii cu alții, dar neștiindu-se dacă într-adevăr sunt creștini sau sunt dintre cei care aveau să-i dea în primire la împărat și să fie executați, mergeau în general pe plajă, pentru că în general creștinismul a început de la momentul Asiei Mici. Și luau câte un băț în mână și făceau câte un semn. Iar cel cu care vorbea, dacă era creștin, completa acel semn cu o dungă perpendiculară și arăta că este creștin prin însemnarea semnului Sfintei Cruci. Noi trebuie să facem la fel. Pe faptul unul de dumneavoastră v-am îndrumat de multe ori să fiți puțin mai rezervați cu ceea ce spuneți despre planurile dumneavoastră și mai ales despre amănunte. V-am spus așa pentru că nu știți în fața cui vorbiți, nu știți în fața cui vă destăinuiți. Trebuie însă numai să arătați un semn. Dacă cel de lângă dumneavoastră continuă acest semn și face Sfânta Cruce împreună cu dumneavoastră, înseamnă că aveți cu cine să vorbiți și mai ales aveți pe cine să vă bazați. După așa un început, puteți să porniți la un drum. Dacă nu, așteptați până când veți găsi un om care să completeze Sfânta Cruce. Mai zilele trecute mă uitam la Sfânta Cruce și îl vedeam pe Mântuitorul însângerat pe mâini și pe picioare. Și atunci mi-am dat seama că Sfânta Cruce, despre care știm că are 4 dimensiuni, are pe linia verticală 2 și pe linia orizontală încă 2, are însângerare numai pe 3 părți. Adică să știm ce ne așteaptă atunci când îmbrățișăm pe cineva, că putem să ne murdărim de sânge prin refuzul celuilalt și să nu uităm niciodată că noi umblăm pe un pământ pe care putem să ne rănim. Numai deasupra nu este sânge pe crucea Mântuitorului, pentru că deasupra este Dumnezeu Tatăl. Dimensiunea verticală a Sfintei Cruci leagă cerul de pământ. Acolo unde este pământ este și suferință, însă la Dumnezeu Tatăl nu o să vede niciodată suferință. El ne îmbrățișează și ne ridică iar la cer. Dar dimensiunea orizontală este profund a jertfei, a stării noastre de a ne aștepta la orice. Eu sunt obișnuit ca ori de câte ori când este nevoie să vindec pe cineva, adică să iert păcatele cuiva, să dezleg, nu să le iert eu, Dumnezeu le iartă, nu pot să o fac dacă nu îmbrățișez pe respectivul. Nu pot pentru că Sfinții Părinți ziceau clar, nu pot să vindec pe cel pe care nu-l pot îmbrățișa. În momentul îmbrățișării se face un transfer cu celălalt. Începi să îl înțelegi pe celălalt, începi să-l simți, începi să nu-l mai judeci. Chiar m-am bucurat că săptămâna aceasta, o săptămână foarte încărcată, a venit la mine un om pe care nu-l mai văzusem de mult și nici nu cred că mă văzuse vreodată în viață și despre care gândeam, ca să vă spun așa că tot este în post, să mă spovedesc, gândeam rău. Și la un moment dat, chiar gândind rău, eram expus la a mă bucura de răul respectivului. Dar să știți, când am văzut că se apropie de mine, altfel am văzut și momentul în care am îmbrățișat, mi-am dat seama că de-aia a trimis Dumnezeu pe omul acela, să-mi dau seama că nu trebuie să judecăm pe nimeni dacă nu-l simțim. Se spune că odată un copil nu putea să doarmă noaptea pentru că era trezit de un coșmar. Un coșmar care îl muncea de foarte multă vreme și mama lui stătea lângă el și întotdeauna îl trezea. Și odată l-a trezit și i-a spus, măi băiete, dar sunt perioade lungi de timp în care tot te zbați, ce visezi? Zice, mamă, visez un om foarte
hain, foarte rău, care mă amenință că mă omoară. Și mama i-a zis, dar nu e nicio problemă, mamă, eu sunt lângă tine. Și să știi că atâta vreme cât sunt eu lângă tine, omul ăla rău nu are ce să-ți facă. Și a fost foarte, foarte bucuros copilul, până când a doua zi a fost văzut de către mamă foarte, foarte întristat. Și a zis, bine, mamă, ce s-a întâmplat? Mamă, mă tot gândesc, dar dacă și omul ăla rău are o mamă? Trebuie să știm și lucrul acesta. Și trebuie să ne pregătim, pentru că nu cei de lângă noi duc lupta finală, ci noi trebuie să ne obișnuim să ducem fiecare lupta finală. Și lupta finală este cu noi înșine. În măsura în care știm să ne arătăm sentimentele față de noi înșine, atunci am câștigat. Atunci nu ne mai interesează dacă răul are și el o mamă, ci ne interesează numai faptul că noi avem o mamă. Și dacă o avem aici pe pământ, să dăm slavă lui Dumnezeu, dacă nu, mama noastră din cer ne vede și ne trimite putere. Iubiți credincioși, aș vrea ca duminica aceasta a Sfintei Cruci să ne lumineze jumătatea cealaltă de post și să ne acopere jumătatea de început de neputință. Pentru că astăzi vreau să aduc veste bună celor care, din binecuvântate sau chiar nebinecuvântate pricini, n-au început postul. Postul începe de astăzi și vă spun că nu o să se supere cei care au postit până acum, pentru că o să-i îngăduie. De acum înainte, cu Sfânta Cruce, cu sensul vieții înainte, trebuie să mergem pentru că am descoperit că viața noastră este frumoasă chiar înainte de a lua decizii extraordinare. Chiar înainte de a ne gândi că ne ducem la stânga sau la dreapta, mergem înainte sau ne întoarcem, viața este în centrul și în sensul Sfintei Cruci. Trebuie să ne bucurăm de Sfânta Cruce atunci când ne aflăm pe ea. Și chiar îmi aduc aminte că Părintele Arsenie zicea, tată, acum la barba asta a mea nu prea să mai ia nimeni de mine. Dar mă gândesc așa, nu cumva să mă dea jos după cruce? Vedeți ce preocupări au câte unii. Dacă ne-a dat și nouă Dumnezeu atâta înțelepciune să înțelegem ce înseamnă să fim pe Sfânta Cruce, ne-ar rupe defazarea aceea în care noi ne aruncăm bucuria într-o parte sau într-alta și am trăit pe Sfânta Cruce, adică pe destinul nostru, să nu ne mai uităm, aolo, dar eu uite ăla, nu ia înainte. Vă mai spun și altă dată că am făcut o constatare atunci când e cât un ambuteiaj și se merge greu pe două sau pe trei benzi, banda care înaintează cel mai bine este banda pe care te așezi la început, cu o singură condiție, să n-o părăsești niciodată. Pentru că dacă o părăsești, s-ar putea ca după ce o părăsești, banda pe care ai părăsit-o să meargă mai repede. Nu e vorba că merge 5-6 metri mai mult, dar începi să ai niște frustrări. Că, uite, mai bine să te-am acolo și, bineînțeles, cu prima ocazie, pac, te-ai așezat înapoi. Moment în care, în dreapta, după banda pe care ai plecat, s-o ia înainte. Și ce facem? Trăim ca niște frustrați. Dacă știm însă să fim pe Sfânta Cruce, cum a zis Părintele Arsenie, cu siguranță că ne vom bucura de momentul actual. Trebuie să fim oamenii zilei și oamenii momentului. Să ne trăim clipa în modul creștinesc, să ne trăim momentul nostru, nu în măsura în care să zicem, lasă că mă bucur mâine, că mâine trec de hocul ăsta și o iau la dreapta, sau la stânga, sau mă întorc. Nu. Trebuie să ne bucurăm acum. Acesta este, fraților, sensul Sfintei Cruci, sensul emoției pe care îl dă Sfânta Cruce și mai ales sensul vieții noastre. Să ne dea Dumnezeu ca până la sfârșitul postului, când ne vom întâlni cu lumina învierii lui Hristos, să înțelegem că, de fapt, învierea este și ea o cruce, o cruce frumoasă, dacă am știut, să stăm pe cruce tot timpul acesta. Așa să ne ajute Dumnezeu.